ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la o etalare cu tema Ce secrete ascunde inima sa? Gândiți-vă la o persoană iubită. Haideți să vă alegeți între trei pietre. O să le pun acum. Fie vă alegeți în urma acestui pachet, pachetul numărul 1, pachetul numărul 2 și pachetul numărul 3, sau am să pun cristale asupra acestor pachete și poate sunteți atrași de aceste cristale. Primul cristal pentru pachetul de cărți numărul 1 este portocaliu, al doilea cristal alb și cel de-al treilea cristal verde. Așadar, dragii mei, setul de cărți numărul 1 cu cristalul portocaliu, setul de cărți numărul 2 cu cristalul alb și setul de cărți numărul 3 cu cristalul verde. Nu uitați că este o etalare generală și dacă vi se potrivește, înseamnă că acest mesaj era pentru dumneavoastră. Dacă nu, nu este nimic. Sunt și alte etalări destul de interesante pe acest canal pe care le puteți urmări cu diferite teme, dragii mei. Haideți să începem cu cei care au ales prima variantă. Voi completa și cu aceste cărți de tarot, de oracol mai târziu. Haideți să vedem așadar varianta 1 și piatra portocalie. Să vedem despre ce este vorba în această etalare. Ce ascunde persoana la care dumneavoastră vă gândiți? Haideți să vă gândiți la această persoană și să vedem ce putem afla în urma acestei etalări. Care sunt informațiile importante pe care dumneavoastră, dragii mei, trebuie să le știți și să le aflați astăzi, acum? Etalare valabilă în momentul în care vedeți, bineînțeles, acest videoclip. Văd înainte că persoana la care voi vă gândiți a avut o încredere foarte mare în el sau ea. Da? O încredere în propria persoană extraordinar de mare. A crezut că vă poate cuceri sau că dacă sunteți și vă lasă, pentru că această persoană v-a părăsit, va cuceri lumea, își va vedea de treabă, va cuceri pe cine își dorește, va fi cu cine își dorește, pentru că deține și controlează totul. O persoană care poate fi de asemenea de altă religie, de altă naționalitate sau se află la o distanță fizică de voi. Această persoană este o persoană extrem de creativă, extrem de găsește mereu, a găsit în trecut momente destul de interesante să vă fac să zâmbiți și așa mai departe. O persoană care totuși a investit, dar astăzi, din păcate, a decis să își caute fericirea în altă parte. Iar acest lucru pe dumneavoastră v-a adus într-o stare de stres, de depresie, de tristețe profundă, o dramă, o furtună, ceva s-a petrecut în jurul dumneavoastră și în sufletul vostru și vă face să credeți că această persoană nu va mai risca să vină către dumneavoastră, că nu ați fost altceva decât o marionetă, că ați fost manipulat, manipulată, că a fost doar o joacă și nimic serios și încercați să ieșiți la suprafață din această tristețe, dar nu puteți. Lacrimi foarte multe vărsate, un stres foarte mare pentru că nu se mai întoarce înapoi. V-ați scufundat ca pe marginea, pe fundul unei prăpăstii sau a unui ocean și ați rămas acolo. Persoanei respective, să știți că nu este ușor în prezent. Nu este ușor și
încearcă să vă încurajeze, văd prin puținele răspunsuri pe care vi le dă, încearcă să vă spună că nu puteți fi împreună, că trebuie să vă găsiți, să zic așa, calea dumneavoastră către fericire, că el sau ea și-a găsit această cale. Din păcate, nu este așa. Dacă vă spune că este fericit sau fericită în relația pe care o are, actuala relație, nu este așa. Ar dori să fie fericit, fericită, se auto-încurajează să facă și să mențină această fericire, acest optimism, să-l mențină în mintea sa, așa cum el sau ea și l-a construit, dar din păcate nu este o persoană care să simtă acest lucru în ea sau el. Sentimentele sunt deja deteriorate, sentimente nu mai există. Văd că veți vorbi în 3-4 puncte cu această persoană, că poate să însemne 3 ore, 4 ore, 3-4 zile, 3-4 luni, 3-4 săptămâni. Veți vorbi cu această persoană, veți comunica. Iar dacă dumneavoastră vă veți plânge că nu puteți trăi fără el sau ea, o să vă susțină și o să vă spună că trebuie să mergeți mai departe în viață fără el sau ea, să puteți să riscați să vă continuați drumul individual și separat pentru a vă putea găsi această fericire. Va fi teamă în viitor să mai vină în viața dumneavoastră, adică să revină. De ce? Pentru că știe că v-a manipulat, știe că s-a jucat cu dumneavoastră și știe că dumneavoastră știți în acest moment acest lucru și dacă ar veni în viața dumneavoastră, ar crea din nou această zonă de manipulare. Secretul, deci, pe care îl ascunde în inima sa, dragii mei, voi cei care ați ales etalarea numărul 1, este simplu fapt că această persoană se auto-încurajează să depășească un moment dificil pe care îl trăiește în prezent și pe care dumneavoastră îl simțiți, pentru că și dumneavoastră îl trăiți, nici dumneavoastră nu vă este bine. Încercați separat, pe drumuri separate, să vă vedeți de viața dumneavoastră și să vă mențineți paria de plutire, să ieșiți din fundul acestui ocean, să ieșiți de pe fundul acestui ocean și să puteți să vedeți lumea altfel, să vă debarasați de această stare de manipulare și de a dori să controlați totul. Este o persoană care își dorește să fie fericit, fericită, nu pot să mint asta, își dorește acest lucru în inima sa, are o putere interioară extraordinar de mare și vrea parcă să vă transmită această putere pentru că știe că v-a greșit cu ceva. Haideți să mai vedem ce putem afla, ce simte această persoană pentru voi în acest moment. Ce simte această persoană pentru voi în acest moment? Simte că lucrurile nu vor rămâne așa și că la un moment dat veți putea fi împreună. La un moment dat vă veți putea regăsi într-o manieră mult mai frumoasă decât cea pe care ați trăit-o împreună la un moment dat. Cam atât, dragii mei, pentru voi cei care ați ales această primă etalare sau piatra MOV. Haideți să vedem pentru cei care au ales piatra albă, a doua variantă, piatra albă. Haideți să vedem ce secrete ascunde persoana la care dumneavoastră vă gândiți. Este foarte greu fără dumneavoastră. Se simte în prezent în fața unui zid, în fața
este blocat, blocată. Există o barieră între voi doi pentru a veni împreună și încearcă să se roage, să poată ca Dumnezeu să-i dea putere să renască, să fie mult mai vigilent pe viitor sau vigilentă pe viitor și să nu mai fie dezamăgit sau dezamăgită așa cum se simte în prezent. Dezamăgirea aceasta poate fi vis-a-vis de voi sau poate de viața sa în general. Nu este satisfăcut sau satisfăcută de viața sa această persoană. A fost o persoană care odată în relația și sentimentele vis-a-vis de dumneavoastră au fost destul de clare, însă lucrurile au luat într-o stătură extrem de grea și cineva s-a blocat, cineva nu și-a mai exprimat sentimentele, cineva nu a mai comunicat, cineva s-a închis în interior datorită unei dezamăgiri, unei dorințe de a se reconstrui, de a se reface. Probabil această persoană la care vă gândiți a fost înșelată în trecutul său de dumneavoastră, de altcineva. Cineva i-a distrus așteptările acestei persoane și i-a distrus viziunea despre dragoste, despre viața în doi, despre ce înseamnă să fim flexibili și să ne completăm unul pe celălalt, ce înseamnă să fim o ființă individuală și totuși să formăm o unitate. Ei, iată că astăzi această persoană își dorește să se transforme, își dorește să se schimbe, dorește să termine odată pentru totdeauna cu acest blocaj, o povară care îi apasă pe umeri de foarte mult timp. Vrea să renască, vrea să se reconstruiască și vrea să fie mult mai vigilent, vigilentă. Este în gardă, în prezent, vis-a-vis de dumneavoastră. Fuge, nu vă răspunde la mesaje sau dacă vă răspunde, vă răspunde cu întârziere. Încearcă să se vindece, încearcă să înțeleagă mai bine ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu principiile, cu valorile sale. Încearcă să micșoreze acest deșert pe care, în care se află în prezent, acest deșert care se află în inima sa, în prezent, în mintea sa. Claritatea de care v-am vorbit adineauri și pe care această persoană a simțit-o în ceea ce privește sentimentele vis-a-vis de voi, iată că astăzi nu mai există, iată că astăzi comunicarea între voi doi a fost întreruptă, poate blocată de tot, și nu mai aveți informații niciunul despre celălalt și încercați să vă reveniți amândoi, încercați să renașteți separat pentru a crea ceva împreună, poate pentru a aștepta o nouă iubire pe altcineva în viața dumneavoastră, dar ambii simt aici că treceți printr-o metamorfoză, printr-o transformare la care nu veți mai reveni, ceea ce va crește în voi acum, ceea ce se va naște acum în interiorul dumneavoastră, va fi ceva nou, iar ceva vechi se va închide, o ușă, un capitol din istoria voastră, o experiență și veți întoarce spatele veți întoarce spatele, eu știu, trecutului dintre voi doi. Persoana aceasta este gata să se vindece astăzi. Secretul său este că vrea să renască, vrea să se transforme, vrea să se schimbe, vrea să uite această dezamăgire care a produs-o, poate, și care, pe care a simțit-o de asemenea. Iată că va pleca într-o călătorie, în ghilimele, a sufletului său, a evoluției sale, o deschidere către cunoaștere, către progres, către dezvoltare personală, care va face în așa fel încât să creeze o uniune între voi doi, o uniune așa cum vă doriți, atât dumneavoastră cât și persoana respectivă.
procesul prin care trece acum este un proces greoi, un proces dificil, care necesită foarte multă atenție, foarte multă concentrare și necesită singurătate, în primul rând. Necesită meditație foarte mare. Ori această persoană face toate aceste lucruri în prezent pentru a se ajuta și pentru a ajuta relația dintre voi, fie pentru a renaște, fie pentru a uita și a începe un nou proces cu o altă persoană, însă aceasta este transformarea care îi va deschide spiritul, care îi va deschide mintea către un noi începuturi. Haideți să vedem ce sentimente are această persoană pentru dumneavoastră, ce sentimente are această persoană. Au căzut 4 cărți, am să le iau, nu vroiam, dar am să le iau. Simte că dumneavoastră veți fi împreună la momentul potrivit, că dragostea are timpul său și că în momentul în care acest timp va sosi, toate lucrurile se vor lega. Timpul este și are o importanță extrem de deosebită între voi pentru a vă reuni. Vedeți singurătatea care îl sau o apasă și știe că și dumneavoastră sunteți singuri și triști în acest moment, dar va ajunge la o concluzie, va ajunge la concluzia că această relație merită și merită să lupte pentru ea și va avea un nou început. Ceva frumos se va naște între voi doi. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește a doua etalare. Haideți să vedem acum cei care ați ales cea de-a treia etalare. Sunteți gata? V-ați gândit la persoana respectivă? Haideți să vedem piatra verde, dragii mei. Haideți să vedem, gândiți-vă la persoana respectivă. Această persoană este o persoană destul, chiar dacă este matură, chiar dacă are o vârstă peste 38 de ani în majoritatea cazurilor, văd aici, dar poate să nu fie, acum dumneavoastră știți mai bine, eu spun energia generală a cărților, însă indiferent de vârsta acestei persoane, a fost o persoană care v-a oferit momente de bucurie, momente de în care v-a vindecat sufletul, momente în care v-ați simțit extrem de bine împreună. A fost ca un medicament pentru sufletul dumneavoastră, a fost prezent sau prezentă în momente dificile din viața voastră, v-a adus lumină și știe că dumneavoastră i-ați adus lumină în viața sa, știe că i-ați deschis o idee nouă despre ceea ce înseamnă iubirea, pentru că foarte multe alte lucruri au contat în viața sa până acum, pe ultimul loc fiind sentimentele, fiind iubirea, și probabil lumea materială a fost extrem de importantă. Este o persoană destul de credincioasă, o persoană extrem de credincioasă, poate lucrează într-o instituție religioasă în unele cazuri, dar este o persoană care se roagă sau în familia sa, sau familia sa există, eu știu, o credință care s-a dezvoltat extrem de mare, care s-a impregnat, bineînțeles, în principiile și valorile sale, fiind ghidat de o intuiție deosebită. Este o persoană care este sigură pe ea, dar, sau mai bine spus, a fost sigură pe ea, dar, din păcate, acum simt că dumneavoastră ați dat înapoi un pic în ceea ce privește această relație, iar respectivul sau respectiva acum se simt extrem de neputincioși.
au făcut nimic pentru a hrăni această relație. Simt că îi transmiteți în mod indirect sau direct, mai mult indirect, văd, da? Telepatic sau prin simțiri, știe că sunteți dezamăgiți dumneavoastră de el sau ea, pentru că nu a pus la cale niciun plan, nu a făcut nicio mișcare către dumneavoastră, sau mișcările pe care le-au făcut au fost extrem de greoaie încât să nu aducă la unirea dintre voi. Acum respectivul sau respectiva încearcă să renunțe la această presiune, încearcă să renunțe la acest stres pe care îl are în momentul acesta, pentru că știe că nu se poate mișca sau știe că nu poate face nicio mișcare către dumneavoastră, deși își dorește acum să facă această mișcare. Secretul care îl deține această persoană în momentul acesta este că își dorește să reintre în viața dumneavoastră, își dorește să reintrați în viața sa, și asta extrem de rapid, pentru că dumneavoastră ați plecat. Ați plecat și ați lăsat în urmă o frumoasă poveste, o frumoasă poveste de ajutor reciproc, o frumoasă poveste de poate suflete pereche, suflete gemene, și își dorește să existe acțiune vis-a-vis de dumneavoastră, dar și dumneavoastră să aveți o acțiune vis-a-vis de el sau ea, să vă acceptați unul pe altul. Își dorește ca lucrurile să fie din nou frumoase și să vă uniți. Acum, dumneavoastră, sunteți, ați creat o barieră, ați creat un munte, pentru că poate ați obosit să faceți eforturi numai voi, dumneavoastră știți mai bine, dar muntele acesta este creat. Această, eu știu, idee de a pleca, am luat bagajul și a nu vorbi în ghilimele, pentru că lucrurile între voi doi nu toate au fost spuse. Conversația ultimă pe care ați avut-o a rămas fără a fi, eu știu, înțeleasă foarte mult. Nu au fost foarte multe spuse, pentru că parcă pentru fiecare concluzia era deja trasă, și atunci ce mai era de discutat? Acum respectivul sau respectiva se întreabă: Doamne, dar Tu ce simți pentru mine? Mă iubești sau nu? Îți dorești să fii cu mine sau nu? Există o relație la distanță pentru câțiva. Există această relație cu o persoană care poate fi de altă naționalitate sau poate locui în altă țară sau poate este de altă religie. Este o diferență între voi doi, poate de principii, de familii, de valori, etc. Însă se întreabă ce simțiți pentru el sau ea în acest moment. Îi este teamă că dumneavoastră aveți alte posibilități. Nu înțelege plecarea aceasta, desprinderea aceasta dintr-o dată. Și această desprindere l-a luat sau a luat-o prin surprindere. Iar acum încearcă să se elibereze de tot ceea ce a fost influențat, pentru că a avut anumite influențe. Persoana la care voi vă gândiți a fost influențată de poate persoane din anturajul său, precum familia, prietenii, poate de gândirea sa, care până acum nu era bazată doar pe lumea relațională, pe sentimente, pe dragoste, pentru că poate nu le-a trăit sau nu i-au fost oferite. Pentru el sau ea era și are o importanță deosebită lumea materială, iar acum este teamă că aveți pe altcineva. Este teamă că deja dumneavoastră vă alegeți altceva și își dorește să reveniți în viața sa, își dorește din nou să vă vadă, să vă atingă, să vă aibă, și este greu fără dumneavoastră. Haideți să vedem ce altceva
mai trebuie dumneavoastră să știți ce sentimente are, nu sunt prea multe, ce sentimente are această persoană. Haideți să vedem, le luăm pe acestea care s-au întors, patru cărți. Așa cum v-am zis, foarte multă dezamăgire în ambele cazuri, nu numai la el sau la ea, dar și la dumneavoastră. Dezamăgire pentru că această relație nu s-a putut concretiza. Poate unii v-ați separat în toamnă, poate nu, poate în toamnă a existat o împăcare, pentru că văd urcușuri și coborâșuri, văd o relație triangulară pentru câțiva dintre voi, cineva are și este implicat într-o relație cu un partener karmic, este și sunt implicate, deci trei persoane cel puțin. Dar va veni cu această ofertă. Secretul este că vă iubește și nu vă spune. Sau dacă vă spune, dumneavoastră parcă nu mai credeți. Dar adevărul este, dragii mei, că vă iubește și că această ofertă o are în minte, o are în suflet, vrea să vină, își dorește mișcare, își dorește și rapidă, da? Își dorește ca să fiți împreună. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare. Sper să fi găsit elemente interesante care să vă ajute în parcursul dumneavoastră relațional viitor. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi minunată, o seară plăcută, o noapte liniștită, oriunde vă aflați, dragii mei. La revedere!